Carmen a luptat cât a putut, a demonstrat ce a avut de demonstrat. Cu boala lui, știți foarte bine că are diabet de mulți ani și care are un dispozitiv care îl ajută, a demonstrat ce a avut de demonstrat, dar la un moment dat a cedat. Băi, important să nu aleagă pe sânge, că mai facem diminețile frumoase, lua admin. Am aici tot grupul ăsta de fete. Eu aici sunt cu bună dispoziție, de aceea se vede că alături de mine tot timpul sunt înconjurat de fete, fete frumoase. Admin, tu ești liber? N-ai nimic verighetă? Ce... Ba! Soția știe ce are acasă. Nevasta tot ce vrei. Eu alături de soția mea ne dorim foarte tare să avem un copil. Hai cu toții sus piciorul, să ne vadă tot poporul. Am o casă ca oricare, nici prea mică, nici prea mare. Din lipsa de frunze eu nu am avut acoperiș. Cu mistria și ciocano, greu se mai câștigă banul. Vântul și baia, eu fac bani și Himalaya. Că bătea vântul mai tare, casa sătea dacă se vede strâmb. Nu contează, mă, că e strâmb. Păi casa a fost strâmbă și dacă bătea vântul mai tare, n-ați avut ventilatoare să bată vântul ca să pice casa. Eu îmi cer iertare față de voi dacă v-am greșit cu ceva. Voi știți ce e mai bine pentru mine. Cumva trebuie să ajung acasă la soția mea, să lucrez la un bebeluș, vedem ce se va întâmpla. Sau dacă voi credeți că mai trebuie să aștept, atunci... Tu ești inima petrecerii, tu ești inima... Doamne ajută! Este cineva de pe această insulă, de pe insula de un milion care vrea să-l salveze? Știu că nu te așteptai să se ridice cineva. Între noi trei s-a creat o conexiune extraordinară și merit să fii salvat. Însă, de ce ne-am ridicat noi în picioare? Cu toții vrem să-ți urăm sănătate, ție și soției tale, Claudia, să dea Dumnezeu să vă împliniți visul, să deveniți părinți cât mai devreme și să știi că noi te iubim. Experimentul s-a se încheie pentru Armin Nicoară. Am cunoscut niște oameni care m-au făcut foarte bogat sufletește. Și acum urmează invitatul următor, Armin în persoană. Al vostru, Armin Nicoară, acum toată lumea se aștepta să apar cu sacoul meu, cu paiete. Unde e sacoul meu? Unde-i tricou? Unde-i sacoul? Unde-i saxofonul? Deci, da, unde-i pistoalele? Unde-i spumarele? Cu doar cu atât am rămas de pe insulă. Ăla negru, pentru că tu aveai multe pe tine, dar le-ai oferit colegilor și ai rămas cu ăsta. Toată lumea zicea, dă-l jos și pe ăla. Din păcate, uite, dacă vreți să-l punem aici... Ce să vezi că pe ăsta mi-l lași. Nu-i suficient de mare să încăpăm amândouă. Aici lăsăm, aici lăsăm. Să fie așa insula de un milion, să continuăm tradiția. Ce frumos. Așa e frumos. Bine, mie trebuie să-mi aduci sacoul ăla, că sacoul ăla a făcut furori. Promit că o să vin și cu sacoul meu când o să vin în echipă cu prietenii mei. Exact. Pentru că am legat prietenii de o viață, pentru o viață frumoasă. Îmi imaginez, și voiam să te întreb, o să te mai vezi cu ei? Cu cine din toți ai tăi, din sudicii tăi, o să te mai vezi la cafeluțe? Vreau să vă spun, următoarea vacanță pe care o voi face va fi împreună cu Filip. Cu Filip, chiar am vorbit deja. Nu cu Jaguarul din început. Jaguarul acum încă e acolo, trebuie să lupte. Noi o să-l urmărim de acasă, de la Istanbul. Am zis că plecăm acolo. Acum? Urmează să punem la punct plecarea noastră. Am vorbit, am zis, bă, cu soțiile, mergem frumos, vedem, mai face pe acolo o cumpărătură, ce mai face, ne plimbăm pe... acolo. Așa. Și să fie frumos. Cum a fost experiența asta pentru tine, Armin? O experiență extraordinar de frumoasă și mi-aș dori din tot sufletul în fiecare an să existe câte o experiență de genul, doar că am fost un pic deranjat de o singură chestie. Multă lume nu a înțeles de ce eu am mers pe insula de un milion. Eu am înțeles. Și eu. Păi da, dar unii oameni acolo... Păi mai spune-ne odată. Măi, oameni buni, acum am văzut pe grupul acesta de insula de un milion, care suntem toți acolo, pe internet, pe Facebook, pe rețele de socializare,
Toată lumea, domne, că nu a mai avut putere să stea, că are diabet, că nu e în stare. Tu ai spus clar că din punct de vedere al sănătății stai perfect. Tu ai spus cu subiect și predicat. Vreți să mă ridic să fac aici 10 procese? Eu am văzut emisiunea Copchile și ai zis așa, din punct de vedere al sănătății, eu mă simt perfect în momentul ăsta, că eu credeam că o să mă doboare boala, ai spus, credeam. Dar n-a fost așa. Exact. Mult mai perfect, pentru că și deci aș vrea din tot sufletul să am timp acum să discut pentru toți oamenii care au diabet, pentru toată comunitatea de diabetici și toată lumea și care nu are diabet și care are diabet. Băi, oameni buni. M-am descurcat exemplar cu diabetul. Chiar unele persoane de acolo care erau perfect sănătoase au avut probleme poate mult mai mare decât am, adică eu chiar nu am avut nicio problemă, glicemie bună. Am ținut-o între 80, 90, 100, acolo a fost glicemia. Dacă a fost cumva să scadă un pic, imediat eu am oprit insulina, pompa de insulină, mi-am revenit la normal și am mers extraordinar de bine. Mm-hmm. Și ce să vezi, la ce nu mă așteptam eu, pentru că acum toată lumea mă știe cum sunt eu mai pe distracție, am avut acolo plin de fete frumoase, m-ați văzut, Carina, Maria, Iza. Ce puse cu Cindy ceva. Băi, petrecere. Cindy, cu Cindy a început petrecerea. Sincer să vă spun, da, să începem cu Cindy. Eu sunt o persoană sufletistă. Știu. Și acum, pe aeroport, deja eu am văzut ce se întâmplă. Mulți dintre colegii noștri au luat-o un pic pe Cindy peste picior, să spun așa. Au luat-o un pic cu o glumă, au mai făcut un pic mișto de ea și nu m-am simțit atât de bine să o văd. Pentru că și eu, în situația mea, când am avut diabet, multă lume m-a exclus, m-a dat la o parte. Ai rezonat cu ea, practic. Exact. Uh-huh. Și când am văzut-o pe ea... Cindy e mai fragilă. Exact, ne-am cunoscut situația. Zic, bă, zic, hai să iau pe Cindy mai aproape. Nu puteam să mă duc să explică, măi, Cindy, măi, hai să vii mai aproape. Clar, am intrat în vorbă cu ea prin... Ca să o protejezi. S-o protejez, dar am intrat în stilul meu. Adică vine mai aproape, Cindy, te pup, ești drăguță, ce frumoasă ești, așa mai departe. Să o fac să se simtă, nu să se sperie, să zică, bă, ce vrea asta cu mine, ce vrea de la mine. Și bineînțeles că a fost totul perfect până pe insulă. Până în momentul când am intrat pe insulă. Acum, de aceea se numește experiment social. Să vedem cum sunt oamenii. Exact. Adevărat. Exact. Eu vreau să știu, cum mâncați? În afară de ce s-a văzut acolo la televizor, da. Nimic. Deci, hai că nordicii nu mâncă nimic. Săraci de... Voi mai Doamne da sufletul Doamne lor. Ferește. Se mai duce Sorin cu... Păi bun, cât se duce? Dacă poți să-i dai, că nu-i dă, ci nu prea dă. Vreau să vă spun că aici cu strategii, cu... Deci m-a luat capul. Într-adevăr, noi am avut noroc cu Floricuța. Da. Pentru că, sincer să vă spun, dacă nu era Floricuța... Dar Iulian nu s-a băgat și el la cășine, șef? Da, într-adevăr, Iulian s-a băgat un pic de tot, doar că la un moment dat au intervenit mici discuții că, ce să vedeți, când luau orezul, cu, au găsit ei să facă din ce, să facă dintr-o lemnă, bambus de acolo, nu lua, domnule, nu da exact, bă, nici cum mai mult la Floricuța a reușit să le împarte. Floricuța așa cum făcea, cum se descurca, bă, tată, toată lumea era mulțumită, săturat, să spun așa, mă rog. Gen, în ghilimele. Pentru mine, clar, era mult mai ușor, pentru că mă vedeți ce bine mă mențin, sunt așa mai firav, mai... Ești. Spune-mi altceva, cum vă spălați? Mă, n-am avut treabă, în ocean. Ieșeam acolo, aveam atâta apă acolo, nu știu ce, s-au plâns fetele că nu au avut apă, băieții, bă, n-avem apă, n-avem... Bă, tată, te duci în ocean sau când o plouat? Mamă, când o plouat așa bine a fost, când o plouat, par, frumos. Simți că te-ai întors, din punct de vedere al imaginii tale publice, altcineva decât ai plecat? Eu așa o văd și de asta te întreb. Măi, da. Te-ai întors, Semizeu, nu fi... Nu lua după vișin. Da, da, într-adevăr. Acum lumea mă vede altcumva. Zice, băi, Armina ăsta care... Uite ce au reușit. Da, sunt oameni care mă așa, dar unii oameni nu înțeleg de ce nu calculează un pic. Mă, mă deranjează. Mă credeți că mă deranjează. Chiar dacă, nu știu, primesc acum 10 laude, dar dacă vine unul și mă atinge cu ceva... Știu. Fai de capul meu. Mi-aduc aminte că la un moment dat aveai tu ochelarii prinși la spate și plângeai și spuneai că abia aștept să ajungi la Claudia să o strângi în brațe. Te-am citat ca pe coșbuc. Cum a fost momentul în care ai strâns-o în brațe pe soția ta? Deci vreau să vă spun, hai să încep cu începutul, de la început și după aceea vine păi începutul știm, că ai plecat supărat, noi am vorbit cu ea. Nu, să mă înțelegeți toată experiența și toate trăirile mele. Bine, deci, la pe repede. Da, în primul rând, au fost la telefon,
Da. Vreau să vă spun că direct am sunat, a fost o surpriză mare pentru ea, că nu se aștepta, ea nu ținut legătura cu nimeni, pentru că noi n-aveam telefoane. Am început să plângem, ca doi copii, să vină acasă, să vină acasă, să vină acasă. Dar, separat de asta, în viața mea, două chestii vă spun. Am avut halucinații și eu și Filip. Și vă spun cum. Deci în viața mea n-am avut așa ceva. Și Filip. Și eu cu Filip, că mergeam acolo, plecam din chem și plecam pe o cărare să mergem. Și ce vedeați? Nu, să vă spun eu. Era o masă care stătea, na, de acolo, doctorul care era alături de noi. Și noi am crezut, ce am crezut noi? Zic, mâncare, mâncare. Eu am crezut că omul ăla stă la și ne așteaptă cu mâncare. Dar vă, 100% vă spun că e adevărat. Și eu și Filip, bă, zic, suntem nebuni. Zic, bă, omule, zic, halucinații, frate. Deci să vezi, mi s-a părut nouă că am văzut fum, că grătare, pui. Nu ești primul. Și nici Filip. Am mai auzit povestea asta. Deci nu exact am văzut. Așa, exact în varianta asta. Nu am văzut în viața. Noi o să te mai așteptăm. Îți dai seama că te tot chemăm. Și cu Claudia și cu... Chemați-mă. Eu vreau să vin, știți cu cine vreau. Bun, că vin cu soția mea, dar trebuie să mă chemați alături de Carina, pentru că ați văzut, i-am dedicat Carina. Da, și vreau da, să vă da. Spun, pentru că nu a zis bine, nu știe exact ce s-a întâmplat. Melodia a fost dedicată special de mine pentru ea. Nu a făcut-o grupul, nu a făcut-o absolut nimeni. Doar că n-am vrut să intru eu direct să-i cânt eu. Zic, bă, Filip, te rog, ajută-mă. Îți mai așa și alte vorbe, lasă că... Exact. Și bine, Carina vrea să-ți facem așa o melodie, dar melodia este o melodie de-a mea personală. A fost făcută de tine, exact. Da, și am Carina, drăguța mea. Carina, te cheamă Carina, morfetele de necaz, tu de armii nu te lași. Adică îți mulțumim mult de tot. Abia aștept să mai povestim. Abia aștept să mai povestim. Te așteptăm cu drag.